În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Apele Iordanului s-au întors când te-au văzut pe tine, Fiul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, este o zi deosebită, o zi care în tradiția populară românească este asociată cu ger. Se numește gerul Bobotezei și spuneau părinții noștri și bunicii noștri că nu degeaba se numește așa. Până acum eu, cel puțin copiilor mei, n-am putut să le exemplific gerul Bobotezei cum o pot face astăzi. În 1997, eram eu în al doilea an de preoție, mi-aduc aminte că era un soare așa de puternic încât am fost nevoit să fac rugăciuni de ploaie. Nu ploase, nu nisese de multă vreme. Și atunci știu că eram tot așa în pridvorul bisericii ca acum și câțiva dintre enoriașii noștri, uitându-se așa cum bătea soarele, că deja era după ora 11 și apăruse după biserică, și au spus: Părinte, acum am observat că aveți foarte mult păr alb. Ei, acum m-am bucurat că mergând afară nu se mai vedea care e diferența între mine și ceilalți mai tineri, pentru că toți eram albi. Iubiți credincioși, cred că primul mesaj al Bobotezei este acela al invitației pe care Dumnezeu ne-o adresează să ieșim din starea noastră de confort, din comoditate, din tot ceea ce înseamnă lucruri obișnuiți și rutină. De aceea, inclusiv primul material pedagogic pe care îl dă Dumnezeu în față este apa Iordanului. Că spun cântările, apele Iordanului s-au întors atunci când te-a văzut pe tine, Fiul lui Dumnezeu, bogorându-te în Iordan. O să zic că ceea ce facem în general în celelalte zile riscă să facă din noi niște oameni comozi. Riscă să facă din noi lucruri pe care să le facem așa, că așa se face. Sunt și foarte multe tradiții care parcă ne dictează, se face așa sau se face pe dincolo. Și noi unde mai suntem? Dacă am respectat cu strictețe cutumele sociale și chiar și poruncile bisericești, tot ceea ce înseamnă pe lângă noi sfaturi de la școală sau de la grădiniță de când am început educația și până acum, nu am simțit că trăim și noi. Dacă am fi venit astăzi la biserică așa foarte normal, fără să ne gândim că dacă am venit cu mașina nu știm cu ce să ne mai întoarcem, fără să ne gândim dacă mai avem cum ieși din zăpadă, ce ar fi cu viața noastră? Nu unde am fi. De aceea este un praznic al botezului Domnului, cum mulți cred greșit, după părerea mea, că se încheie încet, încet ciclul de sărbători, eu aș spune că nici n-a început. Sărbătoarea este toată viața noastră. Nu știm dacă încă am gustat adevăratul sens al vieții. Cunosc pe cineva care în fiecare an, înainte de sărbători și înainte de fiecare praznic anume, își pregătește în casă cu atâta meticulozitate tot felul de acatiste, de aranjamente, să găsească praznicul respectiv, sărbătoarea într-un fel sau într-altul, casa curată și așa mai departe, și am zis: bun, și voi când mai trăiți? Păi cum adică? Noi așa trăim. A, pardon. Dacă voi așa credeți că e viața, e treaba voastră, nicio problemă. Dar eu personal nu cred că trebuie să o impuneți și altora, pentru că deja începeau să impună copiilor, care știți până la ce moment pot să accepte ceea ce zice tata. Mie bunicul mi-a zis că să ne bucurăm de copii atâta vreme cât dorm sub aceleași acoperiș cu noi. Iată că există un anumit moment din care copiii dau să fugă, să zic așa. E de obște cunoscut faptul că pe la vreo 12-13 ani, acum nu mai știu care e vârsta, eu vă zic din timpul nostru, era vârsta când era să plec de acasă, toată lumea vrea să fugă de acasă, nu știu acum ce se mai poartă, cred că pe la vreo 7-8 ani, că s-au dat vârstele tot înapoi, vrea să plece de acasă, că nu-i mai convine nimic. Ei, aici am vrut eu să ajung. Nu trebuie să mergem până acolo
încât să confiscăm viața celuilalt de lângă noi. Trebuie să acordăm un înțeles deosebit sărbătorii de astăzi și ea va fi cheia tuturor lucrurilor, măcar pentru anul acesta. Și anume, sărbătoarea aceasta, ați văzut, a venit pe nepusă masă cu zăpadă, cu ger, cu furtună, nici nu știu ce e pe stradă, eu când am plecat ploua. Când am plecat azi dimineață, ploua, pur și simplu, pe la 5 și ceva. După care, când am ajuns aici, începuse oarecum să... Și chiar mă miram, zic, dar cum ne-au speriat ăștia, că o fiu ger, că e furtună? Ei, acum da, le dau dreptate. Asta însă mie îmi dă de înțeles că viața este frumoasă în măsura în care o vedem frumoasă. În măsura în care așteptăm de la ea nu lucruri pe care să știm că le vom vedea, ci adaptabilitatea omului la ceea ce găsește face sensul vieții noastre. Dacă suntem în biserica aceasta atât cât suntem, cu siguranță că suntem exact atâția cât trebuie să fim. De dimineață mă gândeam, eu fiind obișnuit cu biserica plină, așa pe la vreo ora 8 și jumătate, 9, mă gândeam, Doamne, dar cât de greu este să umpli o biserică. Și întotdeauna mă gândesc la lucrul acesta. Până când astăzi la slujbă mi-a venit răspunsul. Dar ce, tu credeai că tu o umpli? Sau credeai că poți să faci ceva ca să o umpli? Nu, stai, așteaptă și o să vezi până la sfârșit. Și uite că acum deja, hai că am trecut de jumătate de mult. Problema este următoarea. Dacă vrem să înțelegem viața, trebuie să o luăm așa cum este, cu frumusețea ei, pentru că nu este nimic urât în acest lucru. Ați spune, bine, dar sunt oameni acum pe drum care nu pot să ajungă acasă. A, păi da, îmi garantează cineva mie că pot ajunge acasă până diseară? Nu. Trebuie să știm cum pune problema. Poate că Dumnezeu ne ține încât un loc să ne aducem aminte de noi înșine. Știți ce frumos e să stai așa frumos și să-i vezi pe ceilalți participanți la trafic, să zic așa, în mașini și toți să uită cum să mai câștige câte un centimetru, doi până în intersecție. Și te uiți așa la ei, de ce ori face așa? Pentru că nu pot ajunge mai devreme, măcar cu 5 minute sau 10 minute acasă, sau unde au pornit ei să ajungă. Și atunci te întorci în tine și zici, Doamne, dar eu cu mine când am mai vorbit? De multă vreme. Și începi să-ți aduci aminte de una, de alta, de când erai copil, de când poate că ai greșit cuiva și nu îți dai seama în momentul respectiv în care ai greșit și acum încet, încet începi să te împaci cu tine și să-ți dai seama că și tu ai greșit, dacă cineva ți-a greșit, cu siguranță că n-a fost el primul care ți-a greșit, tu ai greșit înainte. Acest răgaz pe care îl dă Dumnezeu este un timp binecuvântat pentru noi. Dacă vom învăța măcar astăzi să avem mai mult timp pentru noi înșine, înseamnă că n-am venit degeaba la biserică. Înseamnă că începem să prindem care este adevărata viață duhovnicească. Doamne ferește să nu credeți acum că sunt împotriva acatistelor sau genunchierilor sau slujbelor lungi. Doamne ferește, nu. Dar, dincolo de toate acestea, viața este într-un realism pe care, din păcate, riscăm să-l pierdem tocmai prin tipicul și prin modalitatea care ne poate deturna atenția de la adevăratul sens al vieții. Ce ar însemna ca noi acum să ne fi pregătit pentru bobotează? Să punem deoparte de la Crăciun în coș, gata, îmi vin copiii, facem, dregem. Ei, ne-a dat Dumnezeu zăpada asta. Copilul meu care la București, i-am zis de-aseară, zic, stai că vedem mâine dacă mai vii. Ce-ar fi însemnat ca pentru mine ziua de astăzi să fi fost o zi în care să-mi fi propus un lucru special și Dumnezeu mi-a arătat că special este lucrul pe care mi-l dă El prin ziua pe care mi-a dat-o astăzi să o trăiesc. Poate că așa a vrut Dumnezeu să fiu mai singurel, poate că așa a vrut Dumnezeu să mă adun în mine, după aia să vă dau dumneavoastră mai mult. Nu aș vrea să vă confiște nimeni bucuria, nici măcar pe cea liturgică. Știu pe cineva care face atâtea acatiste într-o zi, încât atunci când am întrebat câte feluri de mâncare a făcut pentru copii, s-a uitat urât la mine și de atunci nu mai vorbește. Fraților,
În primul rând trebuie să avem grijă de familia noastră și de casa noastră. Puteți acum să mă mai vorbiți pe acolo, pe acolo, mai ales că mă ascultă o lume întreagă. Puteți să spuneți, uite-te, popa ăla e împotriva rugăciunii. Eu mi-aduc aminte așa de la Părintele Arsenie. Dumnezeu să-L odihnească și cred că de sus de acolo mă privește cu zâmbetul cu care m-am uitat și eu toată slujba la el. Zice, tată, dacă vine la tine la poartă un cerșetor și îți cer o bucată de pâine, te întorci și întreb copiii, mă, vă e foame? Și o să spună da sau nu. Dacă spun că nu le e foame, mai întreabă eu odată. Bă, nu vă răzgândiți până de seară, că numai asta e pâinea și uite, eu dau cuiva care așa. Dacă zic că le e foame, te întorci la cerșetor și zici, nu te supăra pe mine, familia mea are nevoie de ultima bucată de pâine pe care o am eu în casă. Mergi mai departe. Și zice, nu e treaba ta, taică. Ăsta o să găsească până în seară pe cineva care să-i dea o bucată de pâine. Dar dacă nu ești atent la priorități, familia ta poate să aibă de suferit din cauza ta. Așa este și cu rugăciunea. Acum, nu cu voie să mergem, Părintele ne-a zis o paradigmă. Putem să o aplicăm în toată viața noastră. Să zic că, domnule, a venit vremea de rugăciune. Bun, copiii mei au ce mânca când ori veni din seară după la școală? Nu, atunci mă apuc și fac respectiva mâncare, după care, mă, da, mâine să duc la școală. Au cămășuță călcată, una alta, te uiți. Și o să ziceți, bine, bine, dar asta nu înseamnă amânarea acatistului. Nu! Înseamnă adevăratul sens al acatistului. Timpul acela al acatistului, care ți s-a întipărit în minte, este timpul de trezire. Ceasul acela care îți sună în cap și zice, băi, vezi că mai e ceva de făcut. Atunci când toate sunt liniștite și ți-ai făcut inventarul conform opisului și vezi că toate sunt la locul lor, cu siguranță că acatistul poate să înceapă și în forma în care este tipărită, cu binecuvântarea ierarhului locului. Iubiți credincioși, trebuie să înțelegem că botezul Domnului este un eveniment atât de mare, încât pe noi trebuie să ne scoată din starea aceasta de automulțumire și din starea de confort, pentru că adevăratul sens al vieții este acela de a-L trăi. Nu vreau să trăim viața altuia. Vreau să ne trăim viața noastră. Așa cum am spus, nu are nimeni dreptul să ne confiște bucuria. Nu are nimeni dreptul să ne confiște tot ceea ce știm noi despre lucruri frumoase. Și ori de câte ori ne vom aduce aminte de un praznic oarecare la care biserica ne cheamă, atunci să știm că biserica nu ne cheamă degeaba. Ne cheamă ca în drumul nostru de acasă până la biserică să ne aducem aminte de tot ceea ce mai avem de făcut și atunci când ne întoarcem de la biserică să ne întoarcem cu altă putere de a face ceea ce trebuie făcut. Foarte multe întrebări am primit eu zilele care au trecut vis-a-vis de tradițiile legate de botezul Domnului. Părinte, zi-ne așa foarte clar, când se spală, când nu se spală, măi copii. Băi, tradițiile pe care le știm noi sunt legate de niște lucruri reale, adică spălatul se făcea la râu, ori gătitul se făcea numai cu apă din râu. Acum, cum credeți că puteam noi să ne pregătim, de exemplu, pentru mâine? Mâine este Sfântul Ioan Botezător, este și sâmbătă și este prima pomenire a celor adormiți de la ajunul Crăciunului încoace. Și atunci, ca nu cumva să se impieteze prin apa de la spălatul nostru, grâul care era spălat în aceeași apă, s-a spus să avem mai multă grijă. Ei, această grijă este una duhovnicească. Este și una fizică, să avem grijă să spălăm grâul cu apă curată, dar trebuie să știm ce înseamnă că se spală sau că nu se spală. Ce ar însemna acum să apărem noi, de luni încolo începe școala, să apărem la catedră și copiii din prima bancă deja să se dea doi pași mai încolo. Ce, a, nu, că ăsta e de la care nu s-a spălat de la bobotează încoace. M-a întrebat cineva dacă poate să se spele pe cap. Băi, copii, da, haideți să ne trezim totuși. Dar Dumnezeu ne vrea soioși. Ne vrea Dumnezeu într-un anumit fel să nu avem grijă de noi? Asta credeți că este foarte important?
La fel, sunt tradiții pe care trebuie să le păstrăm, dar în sensul adevărat, adică să nu punem grija de trup mai mult decât grija duhovnicească, să nu inversăm lucrurile, asta da. De exemplu, până la 14 ianuarie inclusiv, se ia aghiazmă mare și apoi anafură. Ei bine, am primit foarte multe telefoane și mesaje ale oamenilor disperați. Vai de mie, dar am luat anafură înainte de aghiazmă mare și așa. Înseamnă că tipic și la inimă nimic. Am să ne iei de ceva în cap. Să trăim frumos, asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu vrea acum să ne așeze neapărat să ia întâi aghiazmă mare. După... Doamne, e o serie întreagă de teologisire pe care eu unul personal vă spun și după Soleie, ca să știți că nu asta cred eu că vrea Dumnezeu de la noi. Vrea să ne spălăm trupurile și sufletele cât mai des. Vrea o spovedanie mai deasă, nu să stăm acum să ne numărăm, au trecut 40 de zile, nu au trecut 40 de zile. Noi trebuie să ne spălăm haina ori de câte ori se murdărește. Nu trebuie să aștept acum ca să mi se aprobe mie procesul verbal făcut pentru reformă ca să scap de cămașa respectivă sau altfel. Iubiți credincioși, praznicul botezului de astăzi este un praznic declarat de a ne trezi, de a ne așeza înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Chiar mă întreba cineva, dar de ce a fost nevoie ca să se boteze Hristos de vreme ce botezul lui Ioan era un botez al pocăinței, nu era cu Duhul Sfânt, nu era nicio implicare. Păi asta trebuie să învățăm și noi. Cum putea să fie declarat public Mântuitorul ca fiind Fiul lui Dumnezeu dacă nu era acest prilej de a merge la malul Iordanului și de a fi arătat lumii de însuși Tatăl prin voce și prin Duhul Sfânt în chipul porumbelului? Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Va să zică, tot ceea ce facem noi are un sens mai adânc și noi trebuie să fim atenți ca sensul acesta mai adânc, inclusiv al venirii noastre la biserică astăzi, să fie unul adevărat, să fie unul care să ne aducă sens și vieții noastre. De aceea ne rugăm Bunului Dumnezeu ca astăzi la praznicul cel mare al botezului Domnului să ne așeze în minte un parcurs frumos al vieții noastre și să ne ia din cap preocupări care țin de rutină, care țin de obișnuința zilnică și țin de lucruri mărunte. Dumnezeu ne vrea fericiți, ne vrea zâmbind, ne vrea să vedem prin tot ceea ce ne înconjoară mâna Lui care ne ține deasupra. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. La mulți ani și să vă fie cu folos!